La interviurile anterioare am tot vorbit despre resetarea în numele pandemiei, a războiului din Ucraina. Acum a mai apărut ceva, resetarea în numele crizei energetice. Păi criza energetică, ce am auzit data trecută, acum recent, avem hidrocentrala sau ce-o fi aia, termocentrala de la Mintia, care am înțeles s-a băgat ea o groază de bani și nu o lasă să funcționeze. Avem câteva termocentrale bune care sunt ținute închise și asta e toată făcătura, cum să spun, toată făcătura asta financiară, ca tu să nu ai energia ta să fii nevoit să cumperi, că în felul ăsta rulezi banul. Dar când n-o să mai fie bani la populație, hai să punem o întrebare simplă. Eu am trăit și mie nu-mi pasă, ca să vă spun sincer. Să spunem că într-o zi ne întoarcem la lumânare. Un telefon de ăsta mobil îl mai încarci și la un panou solar, dacă e nevoie. L-ai pus un panou într-un copac să-l bată soarele, ai pus un fir, pui un acumulator și ai încărcat telefonul. Dar ce s-ar întâmpla dacă s-ar deconecta toată populația de la lumină electrică, să rămână ei cu electricul și să facă borș cu el? Ați văzut că tot se anunță pene de curent. Ei, pene de curent. Noi avem, mamă. Ceaușescu a fost deștept. A făcut hidrocentrala Porțile de Fier. A făcut hidrocentrale de pe Olt. A făcut hidrocentrale pe Mureș. Și pe Pașcani era făcută microcentrală. Pe toată Valea Muntelui, la Brodina, de unde sunt eu, erau făcute microcentrale. Deci toată Suceava era făcută pentru microcentrale. Pe Jiu, pe Lotru, prin multe locuri. Deci alea trebuie puse în mișcare. Dar am înțeles că și aici avem un sabotaj la nivel de țară. Vedeți, noi am primit toate ONG-urile astea, cum se spun, organizații non-guvernamentale, care, vezi, doamne, ei apără peisagistica sau apără natura sau apără spațiul liber sau nu știu ce vor ei să apere. Dar eu spun un singur lucru. Într-o zi și pe dumnealor o să-i ajungă mucul la deget. Că scumpește astăzi la unul, la altul, la altul, la altul, dacă îmi scumpești la toți, că toți o să treacă. Știți ce se întâmplă? Eu merg pe acel principiu și mi-l păstrez în unanimitate de gândire și eu spun că românii noștri vor deveni înțelepți cum au fost, nu cum nu sunt. Să ne întoarcem la înțelepciunea pe care a avut-o poporul român. În morminte dorm strămoșii care cândva au spus așa, că pe aici nu se trece, ia că azi trece cine vrea. Mai era iarăși un monument frumos la care ei ne spunea așa, nici o palmă de pământ, azi l-am vândut cu un euro să scăpăm de el, nu cu palma, cu hectarul. În pământ se răsucesc morții care au lăsat inimile cu sânge în șanțuri, în gropi. Pe cine interesează? La ziua eroilor defilezi doi pași în dreapta, doi pași în stânga, fluturi două steaguri și ce faci? Te duci și te bați pe fasole cu carne în post. Atât. Altceva ce faci? Dacă noi nu ne aducem aminte cine a fost moșul de la Cotul Donului, unchiul de la Tatra, unchiul de pe frontul de vest, de est, din Germania, Mărășești, Oituz, ce a făcut poporul ăsta român ca să aibă palma asta de pământ degeaba? Exista cândva un dialog, l-am citit în documentele celui de-al doilea război mondial, era o dispută între doi titani, nu le voi da numele pentru a nu crea controverse în discuție. Și primul îi spune, v-ați bătut joc de țară. Și al doilea îi răspunde, nici într-un caz, dacă voi ajunge să stau în boxa acuzaților, nu voi fi acuzat de lăcomie și nepăsare. Eu, în vremuri triste, când nimeni n-a vrut să facă nimic, am luat o decizie părută bună capului meu. Și văd că am greșit, nu e o problemă, îmi asum greșeala. Dar tu, popor ingrat și sărac, prostit și manipulat, când te vei pierde, ce vei face? Pentru că stăpânii tăi au stat în spatele birourilor, pentru interese mai mult sau mai puțin meschine, ținând la titluri și la funcții, făcând favorul celui care te destrugea, nu celui care te ridica și te întărea. În ultima perioadă, părinte, tot mai mulți tineri mor subit, așa, dintr-o dată. Putem vorbi despre un adevărat fenomen al morților subite. Cum vedeți lucrul acesta? Ce ne puteți spune? M-aș duce întâi în Sfânta Scriptură. Adam a auzit din gura lui Dumnezeu, el n-a știut ce-i moartea niciodată, pentru că era primul om creat. Adam, în ziua în care vei mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, cu moarte negreșit vei muri. Eu, dacă aș fi fost Adam,
L-aș fi întrebat, stăpâne, Doamne, dar eu nu știu ce-i moartea, explică-mi. Ai folosit un termen pe care eu nu-l înțeleg ca și creația ta. Și sigur că Dumnezeu poate chiar fi vorbit mai mult despre moarte și Adam ar fi știut atunci ce înseamnă moartea. Și raportez aceasta la zilele noastre întrebându-ne ce ni se pare nouă interesant că există moartea? Ea există, deci evident, spune Iisus Sirah, adu-ți aminte de cele de pe urma ale tale că în veac nu vei greși și cu frica de Dumnezeu se abate tot omul de la rău, iar plata păcatului este moartea. Și acum haideți să ne întrebăm, un popor, atunci când el există, trebuie să aibă câteva elemente fundamentale. Conducătorul, cartea de conștiință a poporului, care este Constituția, legile țării, stăpânii, cei care conduc, și grija de subaltern. Întrebarea mea este, noi am criticat și mereu, unii îmi spun că sunt nostalgic, nu sunt nostalgic. Am 60 de ani și am prins 3 regimuri și atunci știu ce înseamnă. Spun așa, vai, comunismul, vai, am dat jos un balaur. Cum vă explicați că în sistemul comunist, așa comunist cum era, cu toate defecțiunile lui, aveam în spitale paturi, aveam cercetare, aveam medici, aveam asistenți, aveam medicamente. Nu trebuie să vă spun că probabil și dumneavoastră aveți o vârstă și ați prins înainte de 89. Și atunci mă întreb, de unde a venit acest ordin să reducem numărul de paturi, numărul de spitale, numărul de medici, numărul de medici, numărul de asistente, numărul de infirmieri? În calitate de reporter v-aș recomanda, când aveți timp, probabil nu sunteți pe această specialitate, fiecare care lucrează într-un domeniu, câte asistente medicale prin străinătate mor la locul de muncă din picioare, din supra-solicitare. Epuizate pur și simplu. Așa. Și atunci de ce vorbim noi de fenomenul morții subite? Adică de ce n-am vorbit de moartea subită din următoarele puncte de vedere? În primul rând, negrija de propria sănătate, când femeia gospodină are 8 ore de servici la locul de muncă, unde o stresează patronul, șeful, subalternii, cine e acolo. Vine acasă, un ceas trebuie să stea prin piață, 2 ore trebuie să spele rufii, 2 ore să hrănească copiii, 2 ore să asculte mofturile bărbatului, să facă mâncarea pe 20, să facă lecții cu copiii, să măture casa, să vadă ce mai trebuie, să vadă ce mai cumpără și ce are nevoie. Deci și stresul este și, un factor determinant. Și încă, știi ce spune? Să ne ajungă banii. Mă duc să mai iau un part-time univa măcar 2 ore și merge la cineva și îi mai calcă și lua ăla, îi spală și lua ăla, sau îi face mâncare și lua ăla. Unde este atitudinea statului față de mama care crește 1, 2, 3, 4, 5 copii, eu nu știu cât are fiecare, și face 8 ore de serviciu și tu o întreții la serviciu cu 2000 de lei, da, și o obligi să devină sclavă autorizată financiar. Citeam o lege care a sosit zilele acestea pe Mapamond, că românii din străinătate care n-au declarat veniturile sau nu plătesc impozit în străinătate, vor fi impozitați în România. Tu, țară România, care ești condusă de niște oameni cu carte, ce mi-ai asigurat tu mie când m-am dus în străinătate? Ce contract mi-ai semnat? La ce firmă m-ai trimis? La ce consul m-ai trimis să-mi dea loc de muncă ca eu să fiu interesat să-ți plătesc ție impozit în România când eu am dormit pe bancă în parc până am prins o babă în Italia să o spăl la fund pentru 1000 de euro? Oare nu-i rușine că ei au mai trimis câte 102 de euro ca să nu-i moară bunicul, bunica, nepoții și copii? Că vorbim de fenomenul ăsta, părinți de-o parte și copii de-o parte, părinți străini însingurați. Era odată fenomenul Italia sau nu știu cum se chema, așa se numea, parcă că femeile făceau psihoză, criză, depresie, da, de stat ani de zile în străinătate, la muncă. Departe de cei, exact, dragi, de cei dragi. Și când trebuie să vină acasă, tu ce îi spui? Că nu funcționează avionul, că trebuie să stai la vamă, că nu se găsesc bilete, că poți transmite microbii. Deci, de ce ne mirăm că mor oameni de scârbă, de lipsă? Dacă ai... Dar am văzut că și foarte mulți tineri, în floarea vârstei, 30 da, de da, ani. Da, tinerilor noștri, ce le-a oferit fenomenul 89? Un libertinaj puțin prost înțeles
La început au intrat pe piață etnobotanicele, care i-au învățat că există o formă de euforie și acum au intrat drogurile în mod deliberat. Deci eu cred că foarte mulți tineri fac infarct sau toate chestiunile astea care le fac și de la un consum excesiv. Nu-i condamn, Doamne ferește, nu-i treaba mea, dar vreau să spun. De ce nu moare copilul țăranului care merge la biserică și ăla e cu minte și serios? De ce nu moare copilul săracului care de-abia are de-o pâine? De ce moare tocmai copilul celui bogat, avut, liber și cu bani? Pentru că el își permite orice lux. Da, s-a mai auzit și de povestea asta care circulă, că pot fi și reacții adverse în urma vaccinărilor. Sau chiar de la COVID. Sau de la COVID. Care a lăsat urme în organism. Exact, exact. Dar avem niște centre de cercetare care să vadă de acum post-COVID ce tratamente bune ar fi de făcut sau ce ar urma de urmat să aducem niște aparate speciale. Este unul singur în Moldova, vă spun eu, peste Prut. Deci noi trebuie să ne asumăm aceste lucruri, pe când pe noi nu prea ne interesează. Sănătatea e pe cont propriu, dar pe un singur fel de cont propriu. Dacă poți avea bani, sau măcar știi că ești bolnav, majoritatea la noi, la români, este și această mentalitate. Lasă că te tratezi când te doare sau lasă că te tratezi când ai căzut jos. Nu. Dar deja e prea târziu. De asta avem medici de familie, eu acum închei, da. De asta avem medici de familie care sunt obligați prin statutul lor și statul ar trebui să-i ajute să facă lucrul ăsta, în fiecare primăvară și în fiecare toamnă să faci un consult general. Să știi și tu odată la 6 luni ce-i cu tine. Aș vrea să rămânem în aceeași sferă și să-mi spuneți, vă rog, ce părere aveți despre faptul că de fiecare dată când se organizează pelerinaje, apar pe rețelele de socializare tot felul de comentarii, sunt mulți postaci care râd de cei care vin și pupă moaștele. Ați fost vreodată martor la vreo minune? Există cu adevărat s-o iau dintr-o margine. Ați fost vreodată în piața Sfânt Petru, în Roma? Da. Da. Ați văzut cât popor romano-catolic se adună când principele papă sau stantificul sau cum se cheamă el, cel mare, vine și ține o slujbă acolo în piața Vaticanului? Da. Vin milioane de oameni. Aceia, ce sunt? Mediocri, analfabeți, inculți? Nu. Sunt oameni care cred în Dumnezeu. De ce? Plec de aici și intrăm și în minuni. De ce trebuie să-mi fac eu o problemă? Și de ce trebuie să fie viața mea o problemă? Că posta cu X sau Y, răspânda cu X sau Y, progresistul X sau Y, nu încape de credința mea. Dacă eu nu te întreb pe tine de ce te-ai făcut blond, roșu, verde, albastru, dacă eu nu te întreb pe tine de ce umbli cu pantofi cu toc, dacă eu nu te întreb pe tine de ce ai aur sau n-ai aur, sau ți-ai pus verigi sau sârme sau te-ai tatuat, de ce te interesează pe tine că eu mă duc în locul sacru al bisericii și mă rog? Deci așa ar trebui să ripostăm la chestiile de genul ăsta, prin nepăsare și ignoranță. Credința este un act viu consfințit pe care omul trăiește la justa lui valoare. Eu am aici oameni mari care vin de o discreție totală, nimeni nu-i știe. Și îmi spune, părinte, nu vreau să mă cunoască cineva, că nu vreau să fac reclamă. Și omul vine și spune, am postit, m-am spovedit, am citit psaltirea, uitați aici, ai bilețelul cu păcate, vreau și eu să mă împărtășesc, vreau să mă dezlege cineva, dar vreau discreție. Și omul pleacă cu discreție. De ce trebuie tu să intri cu bocanci în viața intimă a unui om că se roagă? Acum luăm sfintele, asta moaștele și închinarea. Întrebarea mea este, oare sunt atât de supărați nihiliștii, ateii, necredincioșii, ignoranții, râzătorii, glumeții, bășcălioșii, că poporul se adună din punct de vedere sacru la ceva frumos și duhovnicesc și sunt ei supărați că nu pot strânge atâția la un meeting sau la un scandal inutil? Acolo îi adună Dumnezeu. Le spune, copiii, veniți la mine. Și oamenii aceia, am citit un material foarte interesant scris de un nu știu cine era, Nei Casava îl chema, că ei își pun nume false. Și a spus așa, la biserică merg doar inculții, mă bucur că sunt incult,
La biserică mă merg doar mediocri, mă bucur că sunt mediocru. La biserică merg doar analfabeții și oamenii fără rost în viață. Dacă pastior a fost un om fără direcție, mediocru și fără sens în viață, înseamnă că el a greșit și cei care îl critică au dreptate. Dacă Eminescu s-a dus la biserică, înseamnă că a fost un mediocru și cei care îl critică au dreptate. Exact. Dacă Iorga a fost un mediocru, dacă Enescu a fost un mediocru, dacă Blaga a fost un mediocru, că el s-a luptat mult cu credința și cu necredința, dacă Eliade a fost un mediocru, înseamnă că cei care îi critică sunt culți. Ați înțeles? Deci dacă tu nu primești un sfat de nicăieri, o îndreptare de nicăieri, tu le știi, tu ești perfect, tu cunoști, restul toată lumea e tăvălug, înseamnă că tu ești somitatea. Și, cum spune proverbul popular, prostul dacă nu-i fudul, nu-i prost destul. Deci, cine poate să râdă de Dumnezeu decât unul care nu știe cine e Dumnezeu? Cine poate să râdă de un sfânt decât cel care nu știe ce e un sfânt? Și întrebarea mea este foarte simplă. Când a murit maestatea sa, regina Elisabeta, acuia, Anglia, britanicilor, da. Câte kilometri de coadă au fost acolo ca oamenii aceia să-și a rămas bun? Era dânsa vie, le putea mulțumi sau zâmbi sau le putea dânsa, le putea dânsa arăta un gest prin care să arate că e bucuroasă, că ei sunt prezenți. Nu. Respectul trece dincolo de mormânt. Omenia trece dincolo de om. Atitudinea morală trece dincolo de legi și de virtuți. Femeia aia era uscată acolo, ea era în procesul de mumificare, de dezintegrare. Dar conștiința acelui popor care a respectat-o cu prezența lui acolo a arătat că acel om a avut valoare. Asta este și la Sfintele Moaște. Iar dacă tu râzi, de tine râzi, dacă vorbești frumos de tine, vorbești frumos. Da, v-ați spus vreodată întrebarea de o chestiune simplă. Toți oamenii aceia care vin la rând, că doar avem atâtea moaște, avem un pelerinaj la Nicula, la Sfânta Parascheva, la Sfânta Filoftea, la Sfântul Grigorie, la Sfântul Dimitri, la Sfântul Ioan Nou din la Suceava, la sfinții din Dobrogea. Avem atâția sfinți. Întrebarea mea e foarte simplă. Oamenii aceia care se duc, ei depun un efort, da? E un pachetel la drum, e un ban de mașină, e o haină, e un dormit noaptea în frig, e un urcă-te în tren, dă-te jos din autobuz, urcă-te în autocar, dă-te jos din autocar. Sunt niște jerfe. Întrebarea mea este, și mergem pe absurd, acum o să considerați că am luat-o cu capul și o zis, părintele s-a dereglat. Nu. Să spunem propriu zis, în clipa aceasta când noi discutăm, eu sunt un nihilist absolut. Nu există Dumnezeu, nu există sfințenie, nu există har, nu există Duh Sfânt, nu există nimic dincolo de moarte. Întrebarea mea e mai simplă. De ce un arheolog, când face o săpătură într-o cetate veche și găsește o monedă, o tigaie, o țașcă, un ciob, un papuc, o hârtie, un pergament, le prețuiește și le pune la muzeu? Pentru că arată prezența și existența unei civilizații. Odată cu distrugerea civilizațiilor antice și până la potop și după potop și până la Hristos și de la Hristos, noi am mers din regresie în regresie. Dacă astăzi ne ducem într-un muzeu și mai vedem o cadelniță sau o broderie sau un epitaf sau un veșmânt arhieresc sau o ripidă sau un clopoțel sau o copie sau un potir, asta că am fost creștini. Dar dacă n-ar fi astea, noi n-am avea nicio identitate. Suntem un fel de turmă de vite mânate de pofta păcatului, de pofta distrugerii, de pofta răutății, de pofta dușmăniei, de pofta vanității, de pofta uciderii și de pofta sângelui. Ce a fost secolul XIX? Un secol al sângelui. S-au bătut neam peste neam și împărăție peste împărăție. Pentru ce? Pentru bani, pentru aur. Pentru ce a fost România în al doilea război mondial? Să nu mai aibă tezaurul. Pentru ce a fost România în primul război mondial? Ca să nu mai aibă, Transilvania. Și tot așa mai departe. Ați fost vreodată martor la vreo minune, da, săvârșită de moaște? Da.
Am fost martor în 1996, când și eu eram un mic curios. Asta mi s-a întâmplat mie personal. Nu mergeam prea des la Sfânta Cuvioasa, că mi-era frică. Nu era cultul moaștilor ca acum. Adică se știa că sunt Sfintele Moaștilor. Eu m-am închinat prima dată în clasa 4-a la Moaștele Sfintei Parascheva și la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Dar cum m-am închinat? Și acum mi-amintesc. M-am dus cu bunica mea și am întrebat-o. Zic, dar de ce îl ține pe Sfântul ăsta în lada de fier și nu-l lasă să umble pe o gradă biserică? Eu nu știam că el acolo sose mintele lui, strămășițele. Eu credeam că el e viu și e încuiat acolo. Că toată lumea, Sfinte ajută-mă, Sfinte ajută-mă, dar să-l lasă să umble, să vorbească cu oamenii pe o gradă. Ăsta era conceptul meu. Pe undeva era sănătos, că Sfântul era viu. Și ea mi-a spus, dă-ți peste gură, tu n-auzi ce prostii vorbești, Sfântul e la Dumnezeu, de acolo te ascultă. Și când am venit la Sfânta Parascheva cu învățătoarea mea, cu profesoara mea, și ne-a dus la Sfânta Parascheva, toți copiii s-au plimbat prin biserică, se uitau în stânga, în dreapta. Eu am avut demonul de mic al curiozității, să cunosc orice, nu știu, asta a fost o slăbiciune mea, de ce acolo așa? Și o întreb pe învățătoare, n-am ținut cont că acolo e un preot la cap și așa. Dar zic, Sfânta asta de ce are două pernici, are cap și la picioare? De ce îi pune Sfintei Parascheva la picioare o perinuță? Fiindcă picioarele aceste ale piciorului, porțiunile, falangele astea cu talpa, sunt rămase la Constantinopol de unde este adusă. Și ca să stea picioarele spară normale, este pus o pernuță. Ei, aia am sesizat. Eu care o pernă la cap și una la picioare. Curiozitățile mele. N-am, de atunci m-am mai închinat. Dar atunci când m-am dus, vă spun acum minunea, m-am dus la Sfânta Parascheva 96, eram călugăr deja și preot. Și am zis, ia ține mânuțele așa aici pe piept. Și am zis, să apăs eu leac aici așa mai bine, să simt eu oasele astea, să văd eu, oase goale sau e și piele. Și în momentul când am pus mâna, m-am fript, cum ai pune mâna, pe o ceaună din asta de fontă când faci mămăliga. Și din ziua aceea și până când stau de vorbă cu dumneavoastră, eu mă rog și mă închin la Cuvioasa și mă și ajută și îi și fac acatistul și mi-a dat și suficiente semne, pun fesul pe mâna Sfintei și mâna pe raclă și stărut racla. Dar moaștele nu le mai ating. Consider că a fost un act de incorectitudine din partea mea și numai nu mi-a zis, bă, nesimțitule, dar tu îți permiți ce să faci, să cercetezi dacă eu sunt aici, cum tu nu crezi că sunt aici? Și ăsta a fost semnul care l-am trăit eu cu Sfânta Parascheva.